Azi, data de 20 august, în Ungaria, și tot poporul ungar, indiferent unde el este, sărbătorește Ziua Națională a Sfântului Ștefan. El a reorganizat țara și a dus-o la ordinea europeană. Și ca tare, ceea ce noi vedem în Ungaria de azi, este anume rezultatul acțiunii lui. Ca să dansăm dansul național, ungar, cu mătura. Sunteți gata? Eu mă duc prima! Undeva, în sufletul Ungariei, unde câmpiile verzi se întind până în zare depărtată, unde iarba moare e atât de frumoasă că ți-e milă să privești. Ce doresc? Doresc să audă din gura ta adevărul. Lasă-i să intre. Marieta, mulțime e agitată. Lasă-i să intre. Voi credeți în cuvintele acestui celau? Credeți că el vă va aduce pacea? Ce este pacea? Dacă nu simți mirosul de sânge proaspăt al rivalului tău și dacă nu guști din lacrima rivalului tău, ce este pacea pentru voi dacă nu e câștigată prin luptă? Există o singură luptă, copani, cea numele Domnului și acestui popor. Dovedește-mi! Așa să fie! Trăiască legea Ungariei! Trăiască pacea! Istoria neamului umăresc! Noi, părinții, bunei, străniei! Țara și cultura noastră! Răzvea viitorul nostru! E ziua Sfântului Ștefan! Значит, 20 августа это официально признан праздник Днем Священия Венгрии. То есть, как вот есть День Священия Руси, значит, есть такой же самый праздник, есть такой же святитель, это Иштван, который за такое действие, что он посвятил весь народ венгерский в католичество, он признан святым в Венгрии. И считается, что именно с этого момента Венгрия пошла по европейскому, по оседлому пути развития. То есть до этого это были кочевники, которые занимались тем, что нападали на соседние народы, вели боевой такой военный образ жизни. С тех же пор это стали мирные земледельцы, то есть более оседлый такой народ. И значит, празднуется всеми венграми, вне зависимости от того, где они находятся. То есть не только на территории Венгрии, но и во всех-всех диаспорах по всему миру.